Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Din Sfânta Evanghelie de astăzi de la Matei, capitolul 6, versetul 33. Preacucernice părinte consilier, preacucernice părinte paroh, preacucernice părinte și iubiți frați și surori, dăm slavă lui Dumnezeu că astăzi ne-a îngăduit bucuria aceasta de a fi împreună la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Cuvântul meu de învățătură, inspirat de Sfânta Evanghelie ce s-a citit, îl intitulez așa: viață creștină cumpătată. Vedeți, frățiile voastre, noi suntem tentați mereu să ne plângem. Ba de una, ba de alta. Suntem tentați mereu să fim nemulțumitori cu ceea ce ne dă Dumnezeu. Ori, Evanghelia de astăzi ne învață că trebuie să fim mulțumitori, să avem o viață creștinească cumpătată. S-a scris odinioară o carte. Autorul cărții este un francez, abatele Evelie. Și cartea se intitulează așa: orice zi este un răsărit de soare. Și eu un răspuns pentru cei care mereu se plâng și sunt nemulțumiți. Și rezumatul cărții este acesta: atunci când te trezești dimineața și constați că ai doi ochi cu care să privești zările, nu ești tu un om fericit gândindu-te că sunt și nevăzător. Când constați că ai două picioare cu care să te ridici din pat, nu ești tu un om fericit pentru că pe alții îi poartă cu căruciorul. Când constați că ai două mâini sănătoase cu care să te duci la muncă, nu ești tu un om fericit pentru că alții pot fi handicapați. Și continuă așa și ne spune că avem 1000 de motive să fim oameni mulțumiți, să fim oameni care dau slavă lui Dumnezeu pentru toate darurile cele primite. Așa că rezumatul cărții este: fiecare zi este un răsărit de soare. Iar Sfânta Evanghelie de astăzi e atât de grăitoare. Bieții de noi, robiți fiind de cele materiale, mereu ne plângem că n-avem de ajuns, că n-avem ce ne trebuie. Și zice Evanghelia așa: nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? Priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jidnițe, și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai presus decât ele? Și cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte, de ce vă îngrijiți? Luați seama la crânii câmpului, cum cresc, nu se ostenez, nici nu torc. Și vă spun vouă că nici Solomon în toată mărirea lui
nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Deci nu duceți grijă spunând ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca, căci după toate acestea se străduiesc neamurile. Știe doar Tatăl vostru cel Ceresc că aveți nevoie de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Cu alte cuvinte, așa cum spuneam la început, suntem îndemnați ca să fim niște creștini cumpătați. Acum sunt locuri multe în Sfânta Scriptură în care suntem învățați să fim cumpătați. De pildă, Sfântul Apostol Pavel, scriindu-i lui Timotei, ucenicul lui, în prima epistolă, în capitolul 6, începând cu versetul 8, subliniază o atitudine corectă din partea noastră, adică să fim creștini cumpătați. Iată ce zice Sfântul Pavel. Având hrană și îmbrăcăminte, cu acestea vom fi îndestulați. Căci cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită și în cursă și în multe pofte nebunești și vătămătoare, ca unele care cufundă pe oameni în ruină și în pierzare. Căci iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor. Auziți? Iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor. Acum, oamenii duhovnicești au meditat la această realitate că ar trebui să fim niște creștini cumpătați, să dăm slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce avem și să-L rugăm să ne ajute în toate necazurile noastre. Și în sensul acesta, cum că e bine să fim niște creștini cumpătați și să nu fim iubitori de argint, de avere, pentru că cel care este prins de gheara iubirii de argint se poate prăbuși, poate cădea în multe ispite. În sensul acesta am zis că ni s-a transmis nouă o poveste. Nu știu dacă în realitate a existat așa ceva, dar povestea este grăitoare, referitoare la faptul că trebuie să fim niște creștini cumpătați. Și povestea este cu planta carnivoră. Un om și-a cumpărat un răsad de plantă carnivoră. Am zis, nu știu dacă în realitate este, dar în poveste este. Și răsadul de plantă carnivoră l-a pus într-un ghiveci, îl uda în fiecare zi, ba mai mult, îi aducea hrană, tot felul de insecte, de muște, de țânțari, îi le punea în cupă și planta carnivoră le devora și el se distra din cale afară, văzând cum crește de frumos, cât este de grasă planta carnivoră. Creștea, creștea, creștea și nu mai încăpea în ghiveci. A luat-o din ghiveci și a mutat-o într-un recipient mare. De data aceasta nu se mai mulțumea cu insecte. A început să-i aducă mamifere, șoarci, șobolani. Planta creștea, creștea, încât nu mai ajungea la cupa ei să-i pună mâncare. Și-a făcut rost de o scară și urca pe scară și îi dădea plantei carnivore de mâncare. Și într-o zi, obosit fiind pentru că planta carnivoră
solicita foarte multă mâncare. Într-o zi obosit fiind, urcând pe scară cu un hoit de animal, el pune în cupa florii, dar obosit fiind, își scapă capul în cupă. Și dintr-o dată planta carnivoră, hăț, îl înghite și pe el. Aceasta e povestea. Dar să știți că are un tâlc duhovnicesc deosebit. Când pune mâna iubirea de argint, și nu numai iubirea de argint, ci de orice altă patimă pe cineva, și bietul om nu-i grijuliu ca să nu mai hrănească planta carnivoră, până la urmă îl distruge pe el. Ori, Evanghelia de astăzi ne învață să căutăm întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se adaugă nouă. Acum eu știu că frățiile voastre ați venit la muncă și nu sunteți oameni bogați, nu sunteți așa de avizați ca să fiți înghițiți de planta carnivoră. Dar și în ce privește celelalte patimi, nu numai patima iubirii de bani, de argint, ci și în ce privește băutura și mâncarea și celelalte, trebuie să fim foarte atenți. Trebuie să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se adaugă nouă. Acesta este gândul meu, iubiți frați și surori, pe care am vrut să vi-l pun astăzi la inimă. Când avem bucuria de a fi împreună, nu știu câtă importanță are lucrul acesta, dar din punct de vedere sentimental are. În alte vremuri, cu părintele dumneavoastră paroh, cu părintele Ștefan, nu, am fost și colegi la teologie, iar mai apoi, în vremurile când ne străduiam cu ajutorul lui Dumnezeu să ridicăm lucruri frumoase, și eu eram arhiepiscop la Alba Iulia, ani de zile dânsul mi-a fost consilier bisericesc. Și am tot așteptat clipa ca într-o duminică să pot veni și să slujim împreună și iată că este clipa aceasta astăzi, când împreună cu părintele, împreună cu frățiile voastre, participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și când tare dorim să vă ajute Dumnezeu, să vă mângâie Dumnezeu, să vă ocrotească Dumnezeu. Și dumneavoastră și eu și noi toți să căutăm întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga nouă. Acum nu vă ascund lucrul acesta, dar poate și dumneavoastră îl gândiți. Tare multă lume tânără a plecat din România. Se săcătuiește vlaga țării. Și ne rugăm lui Dumnezeu ca vremurile să fie bune și să nu mai fie nevoiți românii să plece la muncă în altă parte, să-și poată găsi liniștea și pacea acasă. Dar până atunci, repet, îl rugăm pe Dumnezeu că pe aceste plaiuri pe care v-a îngăduit să veniți la muncă, să vă găsiți liniștea și pacea. Și să vă dea Dumnezeu să aveți în familie bucurie. Și așa cum ați făcut astăzi, duminica, să veniți la Sfânta Biserică. Vă dorim și din punct de vedere spiritual, și din punct de vedere material, să aveți doar numai succese. La mulți ani!